Jaja, bajola, baba! Bună ziua! Cum ar fi să vă simțiți pentru o zi președinte? Ați fi așa mai impunător sau impunătoare, cine știe? Trebuie să vorbim în ambele cazuri. Astăzi vrem să vorbim cu suceveanul despre ce ar fi să fie o zi președinte. Ce ar face dacă ar fi o zi președinte? O idee venită pe www.viatansuceava.ro. Ce putere are președintele României în momentul de față? Ar trebui sau nu să aibă mai multă putere? Și ce ar face o persoană simplă dacă s-ar trezi într-o zi președinte? Să aflăm. El puterea ar avea dacă și cei de lângă el l-ar ajuta în totalitate. Domnule, analfabet întrește. Trăiesc analfabet, nu știu. Orice, ca șeful statului, orice putere are. Uh-huh. Inclusiv puterea politică. Cred că s-au luptat toți, e mai toate. Dar tot eu mai fi rămas ceva. În orice caz, mai puțin decât consider eu că ar trebui să aibă un președinte. Păi e cel mai mare om pe noi, care ne dă, care ne face el toate. Sunt niște lucruri care mă depășesc, n-aș putea să vă răspund. Dacă s-ar putea, ar trebui. De ce? Deși e că sunt sute de tăți șefi. Mm-hmm. Și ăsta șef mai mare n-are prioritate. Orice președinte are o putere pe unui stat, un membru al Uniunii Europene, cât are și o niște prerogative tari și eu știu cum să zic. Categoric. Pentru că nu avem vreo 10 președinți și numai cât unul. Și ăla ar trebui să fie mai puternic. Mai mare decât este, nu poate să mai aibă decât președintele României, a țării, care conduce lumea, care ajută lumea, care face toate treburile, la toate necazurile lumii. Aș face de toate să am și cu cine. Dar ce ați face? Totul să fie înspre bine. Adică în ce sens? Să fie ordine, rânduială, cum a fost cândva. Tineretul să aibă loc de muncă, să-și poată face rost de o casă și o masă, cum se făcea înainte, să se facă înapoi fabricile care s-au distrus în totalitate, școlile profesionale, meserii care făcea oricare tânăr, oricare copil făcea o școală profesională și un liceu și o facultate care îi putea să lucreze cum să ridice. Să se ridice altfel, față de ce este acum. Într-o zi ce se face? Într-o zi nici nu știi pe care scaun să stai. Nu e așa? Așa e, nu știu. Aș face orice pentru țara respectivă, bineînțeles, pentru siguranța cetățeanului de rând. E, asta e greu de spus. Numai pentru o zi e greu de spus. Rămâne pe altă dată. Nu, un bătrân, am 65 de ani. Nu. De ce? Pentru că puterea nu... Adică trebuie să fii, să te consideri om de rând, ca oricare cetățean al țării. Să mai gras, băi voi. Da, dar la stingrești trebuie hrană și hodină. Nu. Că orice președinte are un jurământ pentru țară și are o puterea lui, cum spune el. Asta așa e, dar totuși cred că nu-și pierde și mintea un om, chiar dacă e mai puternic. Are voie să fie deștept și după ce e puternic. Păi nu am rezultate la treaba asta la anii mei de acum, când eram mai tânăr, da, mai aveam și copii, bulța. Am tras și eu necazuri în viața mea. A, nu, asta nu, asta nu, nu este bună niciodată. Fiecare trebuie să facă totul în limita posibilităților, trebuie să muncească cinstit, să nu furi, să nu înșeli, să nu șantajeze. Totul ce e ce la noi, asta este la ordinea zilei. Să încearcă toate căile, în orice fel, în orice chip,
să se înșele unul pe altul. Așa e. Să nu știu, e ceva care v-am spus, mă depășește. Șpaga nu ține mult, ca să știți. Nu? Nu. Am lucrat în multe treburi, adică am fost în privința cu stângă. Dai la de șpagă, dar pe urmă așa ea ținea o stămână, două, și iar se gătea, și iar trebuie să dai din nou. Nu-i așa? N-aș lua nicio șpagă, eu știu ce șpagă. Bineînțeles, șpăgile astea în general sunt, să spun, eu știu, nu pot să-mi dau, adică ca șpagă, n-aș lua nicio șpagă. E, fără de asta. Păi, categoric, dacă ar fi, ar trebui să fie ceva foarte gras. Așa? Șpagă e cam greu, dar nici la președinte chiar. Așa, când te duci, mai știu eu pe unde merge cu o atenție, dar la președinte, nu. Acolo trebuie ceva prea mult pentru unul ca mine. N-aș lua nicio șpagă. Nicio șpagă n-aș lua. De ce să spun? Nu trebuie să spun, aș fi mulțumit cu salariul meu care l-am de președinte. E destul de complicată întrebarea. Ce ați face dacă ați fi pentru o zi președinte? Mulți nu știu la ce să se gândească prima dată. E puțin o zi ca să fii președinte. Nu, îți trebuie ceva mai mult timp ca să îți aranjezi lucrurile așa cum le-ai dori. În orice caz, președintele are o putere mare în România. Dacă trebuie sau nu să aibă o putere mai mare, s-ar putea să trebuiască să ne gândim la un anumit moment și să spunem da, vrem să aibă putere mai mare, nu vrem să aibă puterea care au avut-o până atunci. Dacă aveți păreri, impresii despre ce ar fi să fiți o zi președinte, www.viatansuceava.ro vă așteaptă. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. De multă vreme, omul a fost cu ochiul pe... Cele mai bune oferte! Dacă vii la Saturn până pe 28 februarie, vei găsi cele mai mari reduceri. Fie că este vorba de parchet, corpuri de iluminat, uși de interior, mobilier, electronice sau electrocasnice, la Saturn le vei găsi pe toate. Și nu oricum, ci cu reduceri de până la 20%. Saturn Center. Soluții complete pentru locuința și firma ta. Te așteptăm la Saturn, strada Cernăuți, numărul 113. În momente de criză, imaginea firmei tale este importantă. Vino la Tipoli Dana și comandă cărți de vizită, fluturași, pliante, afișe, cărți, broșuri, reviste și cataloage. Poți avea orice material promoțional tipărit dacă suni la 0230-517-518 sau trimiți un mail la office@tipolidana.ro. Tipografia Lidana, universul calității tipografice.